Salut, Andrei de la motorut.ro aici și astăzi încheiem anul 2020. Tragem linie să vedem care sunt cele mai frumoase super naked-uri cu care am mers în acest sezon. Aceasta este o categorie aproape de sufletul meu și al lui Iulian. Amândoi suntem nebuniți după naked-uri sportive. E o categorie unde ne simțim noi cel mai bine. Când suntem la ghidonul unei astfel de motociclete, ne simțim acasă. O să încep cu Honda CB650R, o motocicletă din gama Neo Sports Cafe. O motocicletă care a avut succes anul acesta, s-a vândut în volume destul de mari. N-are nici cum să fie altfel când te uiți la ea cum arată, arată foarte frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult această linie Neo Sports Cafe. Însă, totuși, este prima motocicletă despre care vorbesc în acest top, pentru că nu mi s-a părut totuși ceva wow prin prisma experienței mele. Dacă ar fi să aleg, aș merge spre fratele mai sofisticat un pic, CB1000R, cu mai multă putere. Deși mi-a plăcut foarte mult ciclistica ei, cum se mișcă stânga-dreapta, stă foarte bine pe drumurile virajate, mi-a plăcut foarte mult cum o miști, suspensiile un pic cam tari mi s-au părut pentru genul acesta de motociclete, mai ales în oraș, când treci pe denivelări sau pe limitatoare de viteză. Dar acest lucru s-ar putea să se schimbe acum cu noua furcă de la Showa, care va fi pe modelul 2021. Ce nu mi-a plăcut, în schimb, nu mi-a plăcut motorul ei, care necesită să fie destul de turat ca să ajungă la puterea maximă și asta o face să fie cam screamer, așa. Sau fion, cum mi se mai zice, cum era și CBR-ul 600RR. În schimb, pentru cineva cu o experiență mai redusă sau medie, să zic, sau care nu-și dorește o motocicletă cu accelerație violentă, e o motocicletă foarte bună, un pachet foarte echilibrat, să zicem, care, per total, look, performanțe, merită încercat. A doua motocicletă de la coadă cu care am mers în acest an și care, la fel, nu pot să zic că m-a impresionat, a fost BMW-ul F900R. Un pachet ceva mai tehnologizat decât CB-ul 650R. Prin prisma acelui bord TFT, conectivitate, moduri de mers, impresionant totuși dacă te gândești că în 2020 nici S1000R-ul, naked-ul suprem, să zicem, al celor de la BMW, nu avea acest bord TFT. Un naked la fel echilibrat, bun pentru cine, să zicem, dorește o motocicletă cumva medie. Dar eu am alte așteptări de la un naked. Și toate acele așteptări sunt traduse de BMW în S1000R, cum ziceam, rămâne motocicleta mea favorită de la BMW. Generația veche, fără TFT, e o motocicletă senzațională, extrem de agilă, precisă și cu atât mai mult abia aștept la anul să văd noua generație scoasă, prezentată în urmă cu câteva luni, să văd cât de mare este îmbunătățirea față de generația actuală, care deja era foarte bună. Trecem la top 3 și prima motocicletă de pe podium este o cunoștință mai veche de-a mea. Este vorba despre Yamaha MT-10, motocicletă agresivă, arțăgoasă, violentă, nu-ți dă pace deloc, îți ține tot timpul pulsul ridicat când mergi cu ea. Am ales-o pe podium, pe locul al treilea, pentru că totuși are câțiva ani deja și parcă ar necesita un upgrade. Cel puțin mie mi-ar plăcea să o văd măcar cu un alt fel de bord, să trecem un pic în 2021 cu un ecran colorat, ceva, mai o conectivitate Bluetooth, ceva, să fie altfel. Așa, ca design, ca aspect, performanțe, nu ai ce să îi reproșezi. E un hyper naked în adevăratul sens al cuvântului, însă pentru capacitățile mele este un pic mai mult decât pot să fac față, decât pot să mestec, să zicem. Când dai drumul la accelerație, mai ales în modul cel mai agresiv, e sperietoare, pur și simplu. Nu? Imediat se ridică roata față. Mi s-a întâmplat să vreau să fac o glumă unui prieten și cred că în mai puțin de 150 de metri eram la Adam Clisi pe linia aceea dreaptă spre mausoleu. Am ajuns undeva la 200 la oră, roata ridicată în a treia treaptă. Deci e o nebunie, chiar îți pune sângele în mișcare și v-am zis, cel puțin pentru mine, la nivelul actual, e prea multă motocicletă decât pot eu să-i fac față. Pe locul 2 pe podium, probabil nu vă așteptați la această motocicletă, pentru că este motocicleta care câștigă toate comparativele în materie de super naked-uri, motocicleta pe care toată lumea vrea să o bată, e acolo de câțiva ani, în fiecare an Aprilia vine cu ceva nou și o mai îmbunătățește și mai mult. Este vorba despre Aprilia Tono V4 Factory,
O motocicletă la fel, mult prea mult pentru capacitățile mele. E genul de motocicletă care trebuie să ajungi la ea parcurgând câțiva pași, câteva etape. Noi am fost cu ea la circuit la Adâncata, la un curs de cornering al lui Marius Băcilă și chiar vorbeam cu el atunci că nu cred că poți să înveți cu ea. Dacă ții, nu știu, a doua motocicletă, această motocicletă și te duci să înveți, faci astfel de cursuri de perfecționare, e foarte greu să înveți chestii de bază, ca poziție, trase, mergând cu ea așa de la început, pentru că este foarte arțăgoasă, foarte aprigă, nu știu, rapid, orice mișcare se transformă într-o accelerație violentă, oricât de mult zici tu că tu controlezi motocicleta, reacția este foarte promptă, astfel încât te bagă în speriați. Și mai o chestie care nu-mi place la ea, asta din nou o chestie personală, logica italienească din meniu și butoane e mindfuck total, acolo trebuie să se facă un departament special de R&D la italieni, să se gândească cum să facă ca toată lumea să înțeleagă butoanele alea din prima, să fie totul mai ușor, mai nativ. Și locul întâi, în topul meu personal, motocicleta pe care chiar mi-aș cumpăra-o dintre toate cele Naked pe care le-am testat în acest sezon, este vorba despre Triumph Street Triple RS. Poate este surprinzător pentru că este o motocicletă cu o putere mai mică decât MT-ul 10, cât și Tuono, însă mi se pare pachetul mult mai prietenos, mai ușor de mers cu ea. Este o motocicletă cu o agilitate senzațională, ciclistica este deosebită. Chiar și la Adâncata, când am fost cu Iulian, el venise cu Aprilia Tuono și după câteva ture pe circuit am făcut schimb la un moment dat și mi s-a părut că Iulian stătea mult mai bine pe Triumph decât pe Aprilia Tuono. Asta a zis și el după 20 de minute pe circuit, a zis, bă, ai dreptate, parcă fiind mai ușoară, mai mică, se mișcă mult mai bine, mult mai agilă. Acum având și motor în 3 cilindri, similar cu cel de pe motocicletele de Moto2, are un cuplu care îți dă o senzație de putere infinită, așa, nelimitată. Asta până când trece pe lângă tine, pe linie dreaptă, o Aprilia Tuono sau o Yamaha MT-10, pentru că de la o viteză încolo se simte diferența de putere. Așadar, acesta este topul meu personal pentru naked-urile cu care am mers în 2020. Bineînțeles, mai sunt alte motociclete mai frumoase, mai performante decât cele pe care le-am menționat eu. De asta sunt curios să-mi spuneți în comentarii care credeți voi că este cel mai bun naked din anul 2020. Eventual și cu argumente să-mi spuneți că ați mers cu el și cum vi s-a părut, ca să avem o discuție cât mai completă.